Doamnelor și domnilor, bună ziua! Din nou în studio la Știri Botoșani, sunt Tudor Cărare, sunt editor șef de la știribotoșani.ro. Din nou un invitat. Astăzi am zis să invităm în studio din nou un șef, din nou un director, așa că l-am invitat pe inspectorul șef al ITM-ului de la Botoșani, domnul Leo Cohut. Bună ziua, domnul director, sau domnul inspector șef. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim. Inspector șef este titulatura exactă la instituția pe care o reprezint. Mulțumim în primul rând că ați acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. O discuție liberă, evident, între parametrii care vă permite funcția. Ce vreau să vă întreb? Prima și prima oară, cum e văzută instituția sau protecția sau toată zona asta în care acționați dumneavoastră în momentul de față la Botoșani? Vreau să cred că în ultimii ani, prin acțiunile întreprinse de către inspectorii de muncă, și aici mă refer la inspectorii de muncă atât pe domeniul relațiilor de muncă, cât și cei din cadrul sănătății și securității în muncă, vreau să cred că lumea a început, sau mai bine spus, angajatorii au început să conștientizeze că avem un rol de îmbunătățire a relațiilor de muncă în ceea ce privește activitatea sau raporturile dintre angajați și salariați. Vreau să cred că nu suntem percepuți doar ca și niște organe de control care au numai rolul de a sancționa eventualele abateri care constituie contravenție, ci mai degrabă și de îndrumare. În acest sens aș preciza faptul că am desfășurat mai multe activități de conștientizare atât a salariaților cât și a angajatorilor în ceea ce privește, pe de o parte, obligațiile pe care trebuie să le cunoască angajatorii, iar pe de cealaltă parte, drepturile pe care le au salariații. Și când spun lucrul acesta, mă refer atât la acțiuni de conștientizare, participare atât a angajatorilor, persoane fizice, persoane juridice sau din cadrul instituțiilor, cât și mai nou am participat alături de colegii din țară sub îndrumarea Inspecției Muncii, care este forul nostru tutelar și coordonarea Ministerului Muncii, la acțiuni de informare prin faptul că am transmis angajatorilor, având anumite coduri CAEN, informări privind respectarea cerințelor minime în domeniul relațiilor de muncă. Domnule inspector șef, o întrebare simplă. Mulți ani, 30 de ani, ultimii 30, întotdeauna Inspecția Muncii a fost percepută ca un bau-bau, pe românește, da? Ori nu ăsta este rolul unui astfel de instituții, ci tocmai pentru a-i proteja pe salariați. Credeți că s-a făcut pasul ăla, a început patronatul să accepte o astfel de instituție și rolul instituției? Eu zic că da, pentru că spuneam că am venit în întâmpinarea lor atât cu facilități, ca să spun așa, de ordin organizatoric, de a facilita relația cu instituțiile. Și dau un exemplu care îmi vine în minte acum. Haideți să vedem că în 1999, în 2000, 2011, angajatorul era obligat să vină cu acel contract individual de muncă în 3 exemplare încheiat, să-l înregistreze la Inspectoratul de Muncă, să fie vizat, să poarte un număr de înregistrare. Drumuri, hârtii, etc. Și acum el trebuie încheiat în formă scrisă, dar Inspecția Muncii a pus la dispoziția angajatorilor acel program revisal, stai foarte frumos la sediu, la birou, ai transmis electronic totul, este mult mai facil. Rămâne contractul în formă scrisă încheiat între angajator și salariat, dar nu mai ai acele drumuri de făcut către instituții. Sau depunerea lunară a statelor de plată către ITM. De asemenea, era o povară, zic eu, pentru angajatori. Fac o paranteză, zilierii. Haideți să vedem, până nu demult, legislația prevedea ca la sfârșit, ca până pe data de 5 a lunii, următoare cele pentru care s-a efectuat o prestație în interesul unui beneficiar, să vii, să faci o copie după un registru, un catastiv care cuprinde, mă rog, nu intru în detalii, mai multe rubrici, să-l aduci, caută Xerox formatul care trebuie.
Acum, din nou, avem aplicație electronică de pe un orice gadget, ai dat un click, ai transmis și totul este în regulă. Deci, când spun că venim în întâmpinarea lor, nu spun și atât. Chiar avem argumente că am încercat și în bună măsură am și reușit. Asta nu înseamnă că ne oprim aici. Vedeți, peste tot este tendința de digitalizare, de a veni în sprijinul atât al angajatorilor cât și al salariaților. Pentru că noi avem cele două mari componente, spuneam, și sănătatea și securitatea muncă și relațiile de muncă. Ori, cam în ambele aspecte, principala obligație sau povară este, sau răspundere, mai bine spus, este angajatorul. El răspunde de orice persoană, orice lucrător pe care l-a pus la muncă. Atât din punct de vedere al încheierii contractelor de muncă, al legalității actelor pe care le întreprinde, cât și mai ales asupra sănătății și securității în muncă. Primim tot timpul de la dumneavoastră informări, comunicate de presă, în care ne spuneți, am fost în locul cu tare sau am făcut următoarea acțiune, da? De, eu știu, prevenție sau am fost în verificare la nu știu câte firme luna asta, însemnând, habar n-am, cum a fost septembrie, și am găsit atâtea persoane cu munca la negru. Lucrurile de genul ăsta fac ca într-un final patronatul să înțeleagă necesitatea de a respecta legea? Venim în acest sens, drept dovadă la ceea ce am spus adineaori, aceste comunicate de presă nu au neapărat rolul de a aduce în atenția opiniei publice a faptului, uite ce activitate a avut neapărat ITM-ul, câte sancțiuni a aplicat. Dimpotrivă, spuneam că cu precădere noi aplicăm amendă contravențională pentru munca nedeclarată. Pentru că mi se pare că aici, apropo și de concurența neloială, aici riscul este mai mare atât pentru angajator și mai ales pentru salariat care este prejudiciat de, de toate prevederile. Și numai ca o paranteză să nu uit, știți bine că în ultima perioadă au apărut modificări legislative și vis-a-vis de munca subdeclarată, practic, s-a definit, nici măcar nu era definită munca subdeclarată, adică este vorba de venit banii pe care îi primește net salariatul și care nu totdeauna coincid cu cei din statul de plată, acei între ghilimele bani în plic. Ori este un alt pas pe care l-am făcut noi. În ce sens? Încercăm să scoatem din acest gri, să-l aducem în zona de alb pe cât posibil. Nu va fi ușor pentru că vedeți, dumneavoastră, există cumva o colaborare, să zic așa, între ghilimele tacită, pentru că cine face lucrurile astea e clar că știe și salariatul și angajatorul, doar când se supără... Absolut, e vorba de un parteneriat, că altfel nu funcționează. Da, din păcate. Și spuneam că la sancțiunile contravenționale sau când ieșim noi în presă și ieșim destul de des lunar, dăm amenzi practic pentru repetitivitate, adică mai început se dispun măsuri de conformare cu termene precise. Legea 108 din 1999 prevede stabilirea, constatarea neconformităților și dispunerea de măsuri reparatorii cu termene precise de realizare. În cazul în care nu se conformează, abia atunci poate fi aplicată sancțiunea. Aveți situații în care nu se conformează pentru că la urma urmei este în avantajul salariatului. Și ca să fac o paranteză aici, salariatul astăzi nu mai stă în orice condiții. Așa este. Cele mai multe situații, să zic așa, nu sunt multe. În mare parte, măsurile sunt duse la îndeplinire. Cel mult poate se mai prelungește, se mai solicită și după caz se acceptă termenul de prelungire a îndeplinirii măsurii dispuse. Mai ales la, cel puțin se întâmpla până nu demult, vis-a-vis de plata drepturilor salariale. Și iar fac o paranteză și o trimitere la noile modificări legislative când s-a precizat faptul că întârziarea cu mai mult de 30 de zile a plății salariului este contravenție și acum se va aplica, pentru început vom da avertizmente ca lumea să, angajatorii să cunoască aceste mei. Și știu că s-a schimbat legea, dar care sunt amenzile aici? Noi avem amenzi, de exemplu, haideți să vedem întâi pentru acordarea de salarii nete peste cele trecute în statele de plată sau în declarațiile fiscale privind contribuțiile la bugetul de stat, impozit și declarațiile nominale, între 8.000 și 10.000 de lei. La contractele cu timp parțial, o altă modificare,
Dacă o persoană este găsită peste durata timpului de muncă prevăzut într-un contract individual de muncă cu timp parțial, este contravenție și se aplică amenzi de la 10.000 la 15.000 de lei. Aceste valori sunt tocmai pentru a descuraja aceste fenomene. Bineînțeles, vor fi și situații în care se vor invoca aspecte de genul: domnule, și noi am lucrat cu statul, nu am încasat. Aici rămâne, de asta este inspectorul de muncă și țin să-i felicit pe colegii mei, totuși duc o muncă nu lipsită de riscuri, o muncă dificilă atât în domeniul relațiilor de muncă cât și la SSM, mai ales la accidentele de muncă. Și asta vreau să spun, că ei practic nu ne propunem tot, pot invoca uneori aspecte care sunt reale, alteori pur și simplu încearcă, știu, eschive. Dar de aceea inspectorul de muncă este suveran, el este agentul constatator. Ordonanța 2/2001 privind aplicarea regimului contravențiilor presupune ca acel agent constatator să țină cont de toate împrejurările în care a fost comisă fapta, de urmări, de gravitate, de pericolul social, și rămâne la latitudinea lui să aprecieze. O întrebare. Se respectă drepturile salariaților la Botoșani? În cea mai mare parte se respectă, însă aș minți să spun că nu sunt și cazuri în care, spre exemplu, nu se respectă acordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutiv. Sau au mai fost situații privind timpul de muncă, când nu s-ar respectă. Amenzile aici sunt 1.500-3.000 la timpul de muncă. Însă, vedeți dumneavoastră, noi trebuie, când zic noi, mă refer la colegii noștri, inspectori de muncă, noi trebuie să probăm tot ceea ce constatăm. Ori, din păcate, din fericire, cum vreți, până una alta, acea fișă de identificare pe care noi o luăm de la salariați, aceea este cam principala dovadă însoțită de pontaj, de evidența orelor de muncă, și nu tot timpul poate reușim să dovedim. Ca să rămână în picioare acel proces verbal, noi trebuie să avem dovezi solide. De aceea poate uneori apar nemulțumiri la salariați, sau nu mai spun la cei care spun că au lucrat fără contract individual de muncă. Dar când spun, după ce nu au mai ținut acea înțelegere verbală, când s-au supărat unul, de regulă salariatul, nu că mai dat, înțeles nu s-au mai înțeles la și atunci bani. Este greu pentru noi să demonstrăm că a existat acel raport de muncă, acea relație de subordonare, plata salariului, și poate suntem priviți, domnule, uite că i-am spus că am lucrat fără forme legale de angajare și nu s-au luat măsuri, dar trebuie dovedite. Ei, în unele situații găsim dovezi scrise, mai găsești o factură, mai găsești un înscris, dar ce ne facem în construcție, unde a izolat un bloc și a plecat, mai găsește sau mai... cine mai recunoaște angajatorul? Aici sunt nuanțe și deci, nuanțe. Deci, cu alte cuvinte, sunt domenii unde teoretic puteți demonstra, iar altele în care pur și simplu este imposibil. Aproape imposibil, mă refer la situațiile în care pleacă de la locul de muncă. Când ei sunt la locul de muncă, chiar și în construcții, pe baza acelei fișe de identificare, exact acesta este elementul principal. Dar dacă a plecat, cine ia de bun acea declarație? Doar instanța de judecată. Și atunci a stabilit legiuitorul conflictele de muncă să fie soluționate privind încheierea, executarea și modificarea contractelor individuale de muncă, să fie soluționate de către instanța de judecată. Vedeți dumneavoastră, aparent poate părea simplu. Am dat controle, iar aceste sume, uitați, fac un exemplu, am în 2020 730.500 de lei. Sunt amenzi mari, cum spunea și dumneavoastră, dar sunt date totuși cu muncă asiduă, cu un pic de, știu, măcinare, nu-mi vine un termen, poate mai rigurozitate, nu neapărat ușor, nu tot timpul, în momentul în care scriu un proces verbal de contravenție, lucrurile sunt plăcute, suntem supuși cu toții și unor riscuri, unor amenințări. Am fost și noi fugăriți de multe ori, folosesc un termen tocmai din domeniul, știu eu, creșterii animalelor, păstoritului, de anumiți ciobani, crescători de animale. Adică să nu credeți că totul vine și frumos, gata. Spuneați de întrebarea dumneavoastră că dacă acești angajatori conștientizează importanța noastră. Eu vreau să cred că, așa cum este stipulat în legea 108 din 1999 de înființarea Inspecției Muncii,
Inspecția Muncii este o autoritate cu putere, investită cu putere de stat și exercită controlul atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul sănătății și securității muncă și supravegherii pieței. Dar nu avem numai rolul sau funcția de control, ci și de comunicare, de furnizare a informațiilor, atât pentru persoanele juridice și fizice, cât și pentru cetățeni, pentru cei care... Apropo că spuneți de cetățeni, cum percepe cetățeanul simplu, adică o vede ca o instituție importantă în contextul social sau e doar, știi, ce sens are să mă duc la Inspecția Muncii, că oricum nu se rezolvă nimic? În cea mai mare parte a situațiilor, vreau să cred și nu că vreau să cred, chiar primim unele e-mail-uri de mulțumire. Nu trebuie să ne dea acele e-mail-uri, dar noi le apreciem, pentru că este vorba de munca inspectorilor de muncă, care au fost și au cercetat anumite situații. Însă știți care sunt nemulțumiți? Exact cei care, vă spuneam adineauri, pentru care nu putem face nimic, că au avut acele înțelegeri tacite și atunci nu le putem proba. De exemplu, dacă ești în Germania... Fiecare om care a fost în Germania a auzit de BAG. BAG-ul, când auzi de el, e poliția stradală. Toată lumea tremură. Sau țolul, cum era la... Sau țolul, da. Ei vorbesc. Mergi în Norvegia, tot așa au instituții. Mergi în Danemarca, mergi în Franța. Deci, instituțiile astea, exact așa, în Germania, protecția muncii este una dintre cele mai temute instituții. La Botoșan, cum e? Este una dintre cele mai temute instituții. Și nu atât din punct de vedere, spuneam și mai devreme, deci, practic, al fricii unei aplicări unei amenzi pe care eventual o poți și contesta în instanță, ci asupra faptului că se lasă uneori cu răspundere penală aici jos de viața și sănătatea și siguranța salariatului. Ori din moment ce l-ai pus pe lucrător la muncă, ți-ai asumat angajament, hai să zicem, că nu-i se va întâmpla nimic, că va lua toate măsurile ca să-i fie asigurată sănătatea și securitatea la locul de muncă. Poate par multe chestiuni sau multe atribuții pe care ei trebuie să le îndeplinească greoaie. Într-adevăr, spre exemplu, în domeniul sănătății și securității muncă, ai de făcut evaluarea riscurilor, că de aici se pleacă, evaluarea riscurilor la fiecare loc de muncă, un plan de prevenire. Apropo, și protecție. Ați deschis un subiect extraordinar. În România, la noi, la Botoșani, companiile fac evaluarea riscului, dar o evaluare reală? Companiile fac la Botoșani această evaluare a riscurilor și în afară de acest aspect vreau să spun faptul că sunt 27 de unități, servicii externe, abilitate. Ele se regăsesc și pe o listă la serie instituției noastre, cât și pe site-ul și Facebook-ul instituției noastre, la care pot apela angajatorii în cazul în care nu au ei lucrători desemnați. Deci, aceste servicii externe întocmesc documentații, evaluare de riscuri, plan de prevenire și protecție, instrucțiunile proprii care se aplică la fiecare loc de muncă. Eu, în schimb, am dat o atenție deosebită și am rugat și colegii să dea o atenție deosebită măsurilor practice. Nu neapărat să vedem acele volume de documentație, ci pur și simplu ca angajatorii să se asigure că, în primul rând, salariații știu ce măsuri trebuie de urmat și apoi să le și îndeplinească. România este un stat perfect funcționăresc. Toate hârtiile, când te apuci să le caut, sunt perfecte. Toate hârtiile au toate semnăturile necesare. Au absolut tot. Este un stat cu toate hârtiile la zi. Dar când te duci să întrebi oamenii, sunt mulți care habar n-au. Exact de asta. Aici era discuția. Exact asta am anticipat și de asta v-am și spus că am accentuat acest lucru, așa cum accentuăm și pe partea tehnică. Deci în acele planuri de prevenire și protecție avem măsuri tehnice, organizatorice, sanitare. Deci pe partea tehnică, să văd eu la mașina de cusut, spre exemplu, că nu este o apărătoare corect amplasată, nu neapărat numai o înșiruire de, știu eu, de dispoziții. De reguli, chiar da. Pe asta insistăm și... Spuneați tot așa de satisfacția cetățeanului. Da, am primit anul trecut 550 rotund petiții la Inspectoratul de Muncă. Mare parte au fost soluționate, mare parte favorabil. Când spun favorabil, că li s-au rezolvat problemele cu drepturi salariale sau, știu, eliberare de documente. Veneau din zona privată sau din zona... Cele mai multe, 90 ceva la sută din zona privată. La stat mai puține. Ceea ce... Sau, nu mai spun, faptul că
alături de celelalte funcții și atribuții ale inspectoratelor de muncă, avem și cea de cooperare, de colaborare. Am fost cu atâtea instituții în atâtea acțiuni. Colaborăm cu biroul de imigrări Botoșani, unde am fost depistați străini lucrând fără forme legale de angajare sau fără aviz de muncă. Când anul trecut, parcă. Și anul trecut și chiar și anul acesta. Am fost de asemenea în toate acțiunile privind contextul stării actuale de COVID-19. După cum se știe, participăm sub îndrumarea sau autoritatea instituției prefectului județul Botoșani cu celelalte instituții, jandarmerie, poliție, DSV, OPC, la acțiunile astea de prevenire, de răspândire a acestui virus, care din păcate ne-a afectat pe toți și ne-a schimbat un pic modul de viață. Și fac din nou o paranteză, că vorbeam de sănătate, securitate, muncă, ajung la medicina muncii. Poate la mulți li se pare o povară că trebuie eliberate sau solicitate la angajare acele certificate de medicina muncii. Mulți salariați sau multe persoane sunt învățate. Așa s-a încetățenit ideea că adeverința de la medicul de familie este suficientă, ori nu. Medicul de medicină a muncii este cel care spune că o persoană este apt să presteze o anumită activitate sau eventual apt condiționat, inapt după caz. Pe urmă mai vin acele controle periodice care trebuie făcute sau la schimbarea locului de muncă după încetarea activității pe o perioadă mai mare de 6 luni. Pot părea, sau poate sunt pentru angajatori, nu sunt în postura lor, lucruri deranjante, dar sunt necesare tocmai în ideea, pe de o parte, de a preveni bolile profesionale, de a preveni... Deci, cu alte cuvinte, dacă sunt deranjante, înseamnă că încă nu este perceput așa cum trebuie instituția. Când spun deranjante, mă gândesc la următorul aspect. Că sunt costă unele. Și știți cum e. Angajatorul, orice măsură, că mă întrebați dacă se îndeplinesc măsurile, cu siguranță toate măsurile care presupun, știu eu, întocmire de documente sau scriptologie, nu le refuză, dar un pic la partea financiară, nu că nu le-ar rezolva, se mai șovăi, haideți să spunem așa. Și important de spus este faptul că salariații nu trebuie să achite, să suporte aceste toate costurile. Costuri, da? Așa cum la echipamentul individual de protecție nu trebuie să suporte, care este asigurat de către... Apropo, echipamente de protecție. Chiar ați deschis un subiect extraordinar. Hai pe zona de confecții, hai pe zona de celelalte. Dar vă plângeați de cei care lucrează în construcții. Respectă, pentru că am văzut destul de multe accidente care nu s-au sfârșit chiar așa cum trebuie. În general, mai ales angajatorii ceva mai mari, și când spun ceva mai mari, măcar știu... Adică, nu știu, le asigură bocancile. De asigurat, le asigură. Știți care este problema? Obligația angajatorului este de a asigura echipament individual de protecție. Ei fac dovada și chiar credem că le și dau aceste echipamente individuale de protecție. Există situații, nu le neg, când salariații nu le poartă. Ori, angajatorul totuși el răspunde cumva atât de asigurarea echipamentului de muncă, cât și de respectarea... Deci, e ca și în cazul COVID. Există o limită peste care nu se poate trece. Adică când omul are senzația că e intrat în viața lui privată. Ceva de genul, așa-i? Cumva, da. Dar vedeți, și angajatorul să-mi zică, eu ce să-i mai fac? Și se plâng de multe ori. I-am dat echipament nou, cum spune la carte, sau dacă este deteriorat, l-am schimbat. Nu-l poartă. Dar el, știind că este riscul al lui, practic angajatorul răspunde tot ceea ce înseamnă sănătatea și securitatea lui, și atunci el trebuie să vadă că acele măsuri din planul de prevenire și protecție sunt, în primul rând, cunoscute, dar și că sunt respectate. Faceți multă muncă de prevenție, din câte am înțeles. Cel puțin de când sunt din 2020, practic exercit cu caracter temporar funcția de inspector șef. Eu sunt inspector de muncă din anul 2000, 21 de ani. Din 2020 am avut o perioadă atribuțiile delegate, ulterior exercit cu caracter temporar funcția de inspector șef. Și vreau să spun, poate ca pe un atu, am parcurs aproape ca în mediul privat toate etapele din instituție. Am început debutant, am fost la serviciu evidență, contracte de muncă, carnete de muncă, când mai existau carnetele de muncă, sănătate, securitate, muncă. Pentru... Acum, slavă Domnului, am și dețin și funcție de conducere și, haide să zic, da, mă laud cumva cu faptul că, virgulă,
cunosc cam toate aspectele, atât în ceea ce privește relații de muncă, cât și... Știți de ce întreb? Dacă se duce muncă de prevenție, pentru că este cumva anormal să n-ai muncă de prevenție și să ai doar punishment, doar pedeapsă. Nu. Așa este. De asta zic. De asta noi spuneam, acele sume mari pe care le vedeți uneori sunt pentru muncă nedeclarată. Acolo nu putem să acceptăm, pentru că, spuneam, atât este vorba de salariatul sau pseudo-salariatul care prestează activitate și nu are niciun drept de pensie, de sănătate, de asigurări sociale, cât și concurența neloială. Păi, pe urmă o să-mi vină un tot am vorbit de termosistem, de construcții, păi, cu un anumit preț o să-mi ia pe metru pătrat un angajator care are salariați, care respectă regulile de SSM, regulile privind încheierea contractului de muncă, și altul cu acele 3-4 echipe care izolează blocuri. Aici nu prea se respectă, când mă spuneați la echipamentele de individuale de... E ca și cum mi-a spune că, de fapt, cei care nu respectă legea de niciun fel, când e vorba de angajare și de celelalte, deci merg pe zona gri sau pe orice altă variantă, cu siguranță nu respectă nici normele de protecție a muncii, nici celelalte. Există... O fac ca în familie, cum se zice. Nu contează ce iese, nu contează dacă plătesc, nu contează. Înțeleg bine? Există situații aici vreau să mai spun următorul aspect. Nu spunem că am eradicat, că suntem foarte aproape de eradicat. Este imposibil. Așa este. Imposibil. Încercăm să diminuăm acest fenomen. Încercăm, spuneam, cu munca subdeclarată să muncim. Dar mai sunt situații, și vă dau acum un exemplu, când suntem conștienți că există muncă nedeclarată, cum se numește, dar haideți să vedem cât își construiesc sau, ca să zic așa, amenajează o baie cu un meșter cu contract individual de muncă. Putem noi, aici este o limită între proprietatea privată, între... Da, sunt foarte multe lucruri care nu știu lucruri cum la să limite și atunci eu nu pot să pătrun la dumneavoastră să văd când vă construiți baia sau, știu, puneți gresie și faianță. Adică noi cunoaștem, dar sunt lucruri care pot fi, cum spuneam, probate și lucruri care nu pot nu fi probate. Nu înseamnă, deci, că nu știm de ele sau cu zilieri. Da, e ca și cum am spune că, de fapt, o să avem foarte mult de lucru până ajungem la zona albă. Cam așa este, dar să știți, partea asta eu chiar țin la ea și se și vede și în mass media cu prevenția. Și nu numai eu, la nivelul întregii țări, Inspecția Muncii a dispus mai multe acțiuni de informare și spuneam că chiar stă în legea de înființare a noastră să facem astfel de lucruri. Deci să nu fim percepuți doar ca un organ care vine și îți dă, între ghilimele, în cap. Nu, hai, mergem început pe prevenție. Oricum, mai puțin clar, spuneam munca nedeclarată. Ținta este respectarea și protejarea angajaților. Așa este. Nu închiderea filmelor prin exact, amenzi. Exact. Pentru că se vor trezi pe urmă salariații la pensie, nu au stagiu de cotizare sau știți când își dau seama de acea muncă subdeclarată? La pensie. Când îți face stagiu de cotizare și punctajul, dacă tu ai cotizat la minimul pe economie, de unde să-ți iasă o pensie? Oricum, este simplu. Atâta timp cât accepți un salariu mic, evident contribuția va fi mică, evident pensia va fi mică. Asta da. Este clar. Așa este și ei merg pe principiu, mulți dintre ei trăiește clipa, că ce o fi, eu știu ce o să mai fie, asta așa ca o paralelă, ce o să mai fie în viitor. Bun, ca specialist vreau să vă întreb dacă, evident în zona asta ITM, protecția muncii, da? Dacă am pune, să zicem, am avea o grilă și am fi între 1 și 10, am acorda o notă patronatului din Botoșani, celor care impun măsurile astea angajaților, da? Ce notă le-ați da? Deci de la 1 la 10 pe o scară de genul ăsta. Aș merge pe un 8. Deci, într-adevăr, putem să spunem că se suntem poate și mai bine, sus. Dar se respectă, să știți, o să vă mirați. Și mai ales la muncă nedeclarată, vă zic domenii, spuneam că am trimis acele scrisori de informare, rar, nu mai mi-amintesc, dar m-am zis, sunt din 2000, să mai fi dat aplicat o sancțiune pe muncă nedeclarată în confecție, de exemplu, sau în producție, în general. Lumea, în general, sau angajatorii au înțeles încheierea contractelor individuale de muncă, de importanța lor. Mai sunt pe aici, pe acolo, probleme, v-am spus, la timpul de muncă, la repausul pe care nu-l acordă. Poate tocmai uneori că nu-și permit să mai angajeze alte persoane, poate uneori din rea voință, dar vreau să cred că și aceste cifre care, până la urmă, le analizăm, arată totuși
un fenomen, zic eu, nu, sub nicio formă nu scăpa de sub control, de îmbunătățire. Este loc și de mai bine, nu spune nimeni că nu. Stau și mă întreb dacă ne putem duce în jos în condițiile în care, de fapt, avem o mulțime de reglementări care vin clar de pe regiunea Uniunii Europene și vrem, nu vrem, trebuie să le implementăm pentru că nu mai este salariatul. Asta e. Nu că ar vrea cineva să vină să-ți impună neapărat. Va fi nevoit, exact. Va fi nevoit și concurența naște plus valoare, ca să zicem așa. Până la urmă este nevoit angajatorul dacă vrea să-l țină și drept dovadă să știți că s-a cam întâmplat. Poate nu la o scară la care ne-am fi așteptat, dar sunt și cazurile în care persoanele aleg să, unde sunt mai bine remunerate, păi decât să fiu plecat în străinătate, știu, nu mai bine stau lângă familie, chiar și pentru o diferență. Dar oricum credeți că există o presiune din partea migrației pe creșterea condițiilor de muncă? Presiune? Ce se întâmplă? Pentru că sunt alternative. Domnule, aici nu primesc absolut nimic, cale, Europa. Nu le negăm că sunt aceste tendințe. Și mi-amintesc de o campanie tot așa de conștientizare a salariaților, a persoanelor care muncesc în străinătate vis-a-vis de drepturile pe care le au în străinătate sau de faptul că trebuie să apeleze la agenți de plasare a forței de muncă care sunt înregistrați, care știm de existența lor, tocmai pentru o minimă protecție, pentru că te trezești undeva, nu vreau să pomenesc vreo nume de țară, abandonat printr-o gară, printr-o autogară. Deci, nu absolut obligatoriu numărul de telefon de la ambasadă, nu? Asta probabil că acesta o să-l găsească, dar noi promovăm instituțiile care cât de cât îți dau totuși măcar garanția, știi unde ești. Acum au fost îmbunătățite, se știe câte persoane au trimis în țara respectivă. Ușor, ușor lucrurile converg, zic eu, spre, știți spre cum mai este? Bine. Mult timp au fost scăpate de sub orice control. Ușor, ușor, informatizarea. Și da, chiar COVID-ul ăsta pare să fie adus cumva lucrurile sub control și se încearcă o normalizare. Cel puțin ăsta e punctul meu de vedere. Da, și au mai venit tot partea legislativă și, uite, pentru activități necalificate cu caracter ocazional, există situații în care poți apela la zilier și atunci ești cât se poate de legal. Bine, în limitele legii zilierilor, adică nu o să sub umbrela unui zilier, de fapt, să fie un raport companie, de muncă, un contract individual de muncă. Dar ai nevoie, uite, sunt nunți de spălat vase, persoane sau, eu știu, alte îndeleniciri la agricultură. Sunt domenii care permit desfășurarea, nu intru în detalii, muncii cu zilieri. Este mult mai facil. Spuneam, ai aplicația pusă la dispoziție de inspecția muncii, ai transmis datele persoanei, stai liniștit, vine controlul, vede că ai transmis, bună ziua și la revedere. Domnul Cohuț, cam asta a fost discuția. Mulțumesc tare mult că ați acceptat să purtăm o discuție exact pe zona asta, pe prevenții, pe respectarea drepturilor. Mulțumesc mult, sper să ne mai vedem în studio la noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și voi veni ori de câte ori voi fi invitat. Doamnelor și domnilor, cam asta a fost discuția de astăzi. Ce să zic, Doamne ajută și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere, domnule!